Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Apoi a zis tuturor dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, spune Domnul Isus Hristos în Evanghelia după Luca, în capitolul 9. Dietrich Bonhoeffer scria înainte de a muri într-un lagăr de concentrare nazist. Când Hristos cheamă o persoană, el o cheamă să vină și să moară. Bonhoeffer a fost ucis pentru că a fost parte dintr-un grup care complota împotriva lui Hitler. În timp ce Dumnezeu îi cheamă pe unii să-și dea viața efectiv, pe noi ne cheamă să omorâm euul nostru pentru ca Isus Hristos să trăiască în noi. Ce înseamnă să îți iei crucea? să îi dai lui Dumnezeu controlul asupra vieții tale. În grădina Ghețimani, Isus s-a rugat, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Evanghelia după Matei, capitolul 26 atunci când îl accepti pe Isus ca mântuitor, realizezi destul de repede că el nu este mulțumit de rolul de copilot în viața ta, ci dorește să conducă el singur avionul și tu trebuie să îi permiți să decidă unde te va duce. El nu te obligă să-i cedezi scaunul pilotului. El își asumă această responsabilitate doar în urma invitației tale. George Mueller, un gigant al credinței, s-a încrezut în Dumnezeu pentru miile de orfani care i-au fost încredințați în Anglia. Când a fost întrebat care este secretul marii lui lucrări, Mueller a spus că este vorba despre ziua în care a murit față de George Mueller, față de opiniile și preferințele lui și față de aprobarea lumii și de atunci George Mueller se supune doar voii lui Dumnezeu, noul George Mueller. John Newman spunea că crucea reprezintă îndeplinirea unor sarcini mici care sunt neplăcute pentru noi. La începutul vieții lor de căznicie, un soț și o soție au întocmit un document legal în care au scris toate posesiunile lor și au atribuit lui Isus Hristos dreptul de proprietate asupra acestora, făcându-se de bunăvoie sclavii lui Hristos. Prietene, Dragul meu ascultător, cine este responsabil de viața ta? O cruce este ca o răscruce pe drum și când tu ai luat-o pe a ta și ai început să îl urmezi pe Isus Hristos, viața ta nu va mai fi niciodată aceeași. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos!